Moruțan, când era mai puști, n-a fost pe radarul tău de șef al Academiei Dinamo? Ba, da. Gândit să... Cum da? Da? Da, l-am adus. Nu l-am adus la Dinamo, dar am avut discuții să vină la Dinamo. Păi și de ce n-a ajuns la Dinamo? Păi când, când asta? Era la Universitatea Cluj. Așa. Era la Universitatea Cluj, la junior, de la junior l-a luat la... Deci asta stai cât, acum câți ani? 4 ani, cred. Păi e de 3 ani la... Nu, cred că mai mult. Mai mult. E de 3 ani la FCSB, stai un pic să vedem. Era la Cluj 2015-2016. Atunci. Am vorbit cu impresarul lui. Da. Am căzut de acord. Da, am căzut de acord să-l aducem la Dinamo. L-am văzut la meciuri și mi-a plăcut foarte mult de el. Mi-au făcut și antrenorii referate pozitive vis-a-vis de el, dar a intervenit suma de transfer, care... Cât? 75.000 de euro. Doamne, deci Dinamo nu l-a luat pe Moruțan pentru 75.000 de euro? Și nu... Da, s-a oprit tot. Cu cine ai vorbit? Cu Negoiță? Cu domnul Negoiță, da. Și ce ai spus? Sunt curios, care a fost dialogul? I-am spus și de Florinel Coman, i-am spus și de Denis Man, i-am spus și de Moruțan. Stai un pic, deci tu vrei să-mi spui mie că Moruțan, Man și Coman, cei mai puternici fotbaliști de la FCSB, i-ai avut în putem mână să-i luăm la Dinamo. Da. La Dinamo. Da. Și i-am și propus. Cumulat, cât ar fi costat clubul Dinamo acest 3 jucători în momentul în care puteai tu să-i aduci? Cu totul. 700.000 de euro. 700.000 pentru Coman, Man, da, și Moruțan. Da, 400 ni s-a cerut pe Man, da, la UTA. Da, 75.000. 200.000 ni s-a cerut pe Florinel Coman. Incredibil. Și 75.000 pe... Și Negoiță ce azi? Că dacă am garanția dacă o să ajungă fotbaliști. Păi cum să-i garantezi? Să-i dai tu scris că ăștia ajung fotbaliști și dacă nu, ce se întâmplă? Adică mi se pare ciudat în fotbal, ce garanție? Noi la Dinamo niciodată n-am putut să aducem copii de la alte cluburi pe sumă de transfer. Ar fi o ofertă de 10,5 milioane de euro, însă Becali ar vrea mai mult. Tu ce părere ai? Pe la ce cote Moruțan în momentul de față? Și te mai întreb după aia, de ce de-abia acum în al treilea sezon la FCSB a început să joace bine? Păi, în primul rând... Face banii sau nu? Merită banii. Merită 10 milioane de euro? Da, merită, da. Cu siguranță merită. Este, într-adevăr, o sumă foarte mare pentru România. Dar din punct de vedere fotbalistic și la ce calități are Moruțan, chiar merită. Numai că noi nu știm să ne vindem produsul și aici avem o mare problemă în România. Ați văzut, mai dădeam exemplu și cu acești copii de la Dinamo care au plecat imediat pe niște sume foarte, foarte mici. Iar vis-a-vis de ce al treilea an a explodat Moruțan, fiindcă a avut continuitate în jocuri, fiindcă a mai crescut, fiindcă a mai pus masă musculară pe el, fiindcă i s-a dat șansa și s-a vorbit foarte mult cu el și i s-a dezvoltat personalitatea și care calitate. Normal, dacă vezi un jucător cu calitate, trebuie forțat să joace. Spun unii că un mare merit l-a avea Tommy Neubert, că l-a pus pe picioare în punct de vedere fizic. Este adevărat. Pregătirea fizică este foarte importantă, dar calitatea lui fotbalistică a avut-o dintotdeauna, adică de la, da, uite, stai un pic, de la juniorii Clujului. Da, a avut-o, dar celelalte sezoane nu juca. Păi nu juca, fiindcă nu era introdus în teren, juca foarte puțin, nu-i se dădeau minute. Yanis Hagi, la fel, el este un jucător senzațional, are momente și momente. Adică un jucător cu talent. Târcoveanu, că m-ați întrebat de el mai devreme, la fel. Adică trebuie să ai răbdare cu jucători. Dar zi-mi altceva. Torii tineri. Târcoveanu, iarăși un jucător respins de Dinamo, un jucător pentru care tu te-ai luptat. E adevărat. L-au remarcat Dănuț Lupu și Dumnezeu să-l ierte Ilie Bala și tot timpul au vorbit frumos de el. Așa. Și asta înseamnă foarte mult. Eu am avut și am încredere în copilul ăsta enormă. Chiar mi-aș dori să aud și părerea lui Marius Lucrăitoru. Îl felicit pe domnul Ieftime că mai are încă un Moruțan în club. A, de ce spui asta? E foarte important, este jucătorul cu aceeași calitate fotbalistică ca Târcoveanu? Și... Spui că e asemănător cu... Foarte asemănător, jucător care scoate om din joc, e jucător de picior stâng, jucător care face diferența și la ultimul meci cu Clinceni, știți că a făcut un meci foarte bun, a scos și 11 metri prin acțiunile lui, a avut acțiuni foarte multe de parte. Eu dintotdeauna am avut încredere în el. Păi și... de ce n-a funcționat până acum? Sunt copii care se dezvoltă mai târziu. De exemplu, sunt
copii care pe la 22-23 de ani atunci încep să joace, până își găsesc cadența, până își găsesc mediul în care să se dezvolte, că nu toți pot juca din prima la Dinamo sau la Steaua sau la echipe mari din România, dar văd că la Botoșan a găsit mediul bun pentru a se dezvolta, îl simt că, bine, am și vorbit cu el, se simte bine, este foarte apreciat. Eu mă bucur că nu m-am înșelat în privința lui. Banii, e bine că a rămas la Dinamo? Pentru că e un copil pe care tu l-ai promovat și l-ai crescut la Dinamo. Ca și ceilalți copii, este un copil foarte talentat. Un copil care la un moment dat începuse să joace și a jucat foarte bine. Adică, din punctul meu de vedere, la ceea ce am văzut eu. Adică, subiectivitatea mea e până la 1000 punct, dar chiar vă spun că e un copil cu calitate. Nu cred că la ceea ce se întâmplă în momentul de față la Dinamo, adică nu știu dacă acești copii pot crește sau progresa în așa fel încât să ajungă la nivel de performanță. În primul rând, incertitudinea care este la nivel de club, în altă ordine de idei, strategia clubului. Care strategie, Gabi? Că... vorbind de Dorin Șerdean, Șahistul Mascat. Strategia proastă a clubului, care a fost întotdeauna vis-a-vis de jucătorii tineri, asta pot să cu certitudine să spun. În momentul de față, domnul Dorin Șerdean, nu știu ce, că am văzut că nu are nici drept de semnătură, ba semnează, ba nu semnează. Aici ba... nu știu, trebuie să vorbim cu Liga și cu Federația, pentru că suporterii spun că nu are drept de semnătură, el spune că are drept de semnătură. Acum... poate vrei undeva la mijloc întotdeauna. Da, nu știu. În mod normal, în momentul de fapt... Bine, el e președintele clubului. Păi, când ești președintele Consiliului de Administrație, ai clar... Nu e președintele Consiliului Nu este președintele Consiliului. Dar oricum, nu știu cine era mai... Era Eftimescu și a fost dat jos de Cortasero. Cred că Cortasero a revenit pe poziția de președinte CEA, dacă nu mă înșel. Păi și bine, și cine în momentul de față normal trebuie să existe un om care se ocupă de acte, un om care semnează, un om care are relația cu Federația Română de Fotbal. Țărnar. Nu cred că... De ce? Dar chiar Cornel Țelan, n-ai mai vorbit cu el, e ascuns. Nu, n-am mai vorbit, nu. Adică n-am vorbit de când am plecat de la Dinamo. Bine, și atunci ne-am salutat așa... Cordial. Cordial un minut. Erau mai mulți pe acolo și atât. N-am... Era mai bine pentru Ahmed Bani să meargă la voluntari? Pentru dezvoltarea lui ca fotbalist? Da, era mai bine, că am mai dat niște exemple vis-a-vis de acești jucători și cel mai locvent este Ion Gheorghe, care a plecat în aceleași condiții și care la Dinamo nu juca niciun moment, nu era primit nici la antrenament, nu făcea parte din lotul primei echipe sau când îl lua stătea în spatele porții și bătea mingea pe la zid pe acolo și nimeni nu-i dădea nicio șansă din club că poate să ajungă fotbalist. Așa s-a întâmplat și cu Costache, așa s-a întâmplat și se întâmplă cu Bani Ahmed. Mulți oameni din club au spus că nu au nicio șansă să ajungă la fotbaliști la nivel de Liga 1. Și atunci... că nu are șanse Bani, că mie mi se pare foarte talentat. Păi este un copil foarte talentat. Îi mai trebuie fizic să lucreze, să pună... E adevărat, dar... Dar știm foarte bine, dar mare... că de la 18 ani poți să sari într-un an să iei și 10 kg, adică nu e nicio problemă. Până în vară este junior încă, el a avut o problemă mai delicată în momentul tot, prin prima strategie proastă de la Dinamo. El nu a fost folosit nici la junior unde are dreptul să joace, n-a fost folosit nici la echipa a doua unde are dreptul să joace, n-a fost folosit nici la prima echipă. Este un copil care în 6 luni a jucat, nu știu, 15 minute sau cam așa ceva. Vă dați seama că nu ai cum progresa. Adică, efectiv, cel mai complex antrenament este jocul, până la urmă. E adevărat. Adică chiar dacă joci la junior sau chiar dacă joci la echipa a doua. Adică nu are niciun câștig în momentul când stai pe bancă și intri și joci 2-3 minute la prima echipă. Da, din păcate, pentru că... Și așa, din păcate, ați văzut că e și Borcea, care e un copil foarte talentat. Se ratează mulți tineri. Măgureanu, Crețu. Și mă amuză, râd amar așa până la urmă, că nu face bine fotbalul lui până la urmă. Văd mulți tineri de pe la Dinamo, de care ajungeam și noi până la urmă să credem că sunt slabi, pentru că nimeni nu le dădea nicio șansă, merg la alte echipe din Liga 1 și încep să joace din ce în ce mai bine, de la meci la meci. Doi tineri de la Dinamo. Da. Joacă la CFR Cluj, la cea mai bună echipă din România.
Că vor pari și Costache. Exact. Și unul dintre ei are și trei campionate luate la rând. Dacă acești copii nu erau copii de valoare și nu erau copii talentați, niciodată nu-i lua CFR Cluj. Și eu știu că sunt echipe în Liga 1 și vă spun cu certitudine 100% care își doresc acești copii de la Dinamo, dar nu pot pleca. Adică ceea ce îi se întâmplă și lui Ahmed acum. Eu îmi doresc din suflet ca acești copii să joace la Dinamo. Că ei sunt copii crescuți în spiritul lui Dinamo, sunt copii cu caracter. Că știți prea bine că în momentul de față acești copii sunt liberi, ei pot pleca oriunde. Da. Fiindcă nu și-au primit salariile de 3-4 luni. Da, da, da. Bine, dacă își depun memorii. Dacă își depun memorii, dar acești copii... Și... E și mirajul ăsta, Gabi, indiferent de situație, joc la Dinamo. Sună mai bine decât joc la Clinceni. 100%, pentru Clinceni. 100%. E adevărat. Numai că ei simt Dinamo. Ei așa au fost crescuți. Ei au fost... Că știți că am avut atunci sincopele acelea vis-a-vis de cupele de plastic și... Da. Deci cupele alea de plastic înseamnă enorm pentru acești copii. Ei au fost crescuți în spiritul de a fi campioni, de a fi primit tot timpul, de a câștiga toate meciurile, a să bate la titlu în fiecare an. 8 ani de zile noi ne-am bătut cu Viitorul Constanța pentru toate trofeele din România.